Salutare, prieteni! Bună ziua, prieteni! Am venit la plimbare cu Alin și cu Pintea și cu Alina. Alin nu e bună, a rămas cu mama lui Leonardo, a scăpat de ei. A rămas cu Lumina. A vrut să iau și pe ei. Dar a vrut Lumina să ducă căinușul la mama ei, nu știu, în vizită. Și a venit și noi și ne mai plimbare puțin, e soare, e frumos, mai bate și vântul. E foarte frumos la Craiova, nu e ca în Strehaia. Nu se dă fata jos. Prieteni, și e mai bine să și mai ieșim, mai avem și de făcut alte treburi, mai sunt și cu fata, pentru că are și o problemă la ochi. Ce să zic altceva? Dar e frumos că e cald, dar da. Nu-ți place soarele? Da, chiar e frumos. E frumos, dar să nu mai bată vântul. Hai, ce frumos e Craiova. Așteptăm aici pentru că avem o programare. Mai e foarte puțin și intrăm cu fata. Da, prieteni, uitați, eu abia aștept să merg să mă tund, că nu mai suport părul ăsta. Și comentarii am văzut. Păi de ce ești așa cu părul? Păi serios, uite cum sunt cu barba, cu mustața. Trebuie să mă aranjez. Ai spus în comentarii de tine că de ce nu te tund pe ce? N-am bani. Păi de ce soare e aici? Să mă tund. Nu vedeți ce am ajuns? Da. Ce ai, prieteni, a rămas patroana acasă de serviciu. Prieteni, vreau să vă zic ceva, un secret. O să merg eu cu Alin să recuperăm noi. Vrem cortul. Să preluăm cortul, să ne luptăm da, pe teritoriu. Da, să nu-i spuneți! Să nu știe! O să ne mutăm în cortul lui patroana. Să vezi scandal. Să-l aranjăm, să băgăm acolo ce trebuie în el. Mamă, nebunește patroana. Nu mai spunem. Păi, dar am văzut că ea nu se mai duce, a dat faliment, nu știu de ce. Păi ne ducem noi atunci. Da. Până ne luăm noi altul, mai mergem și noi acolo la cort. Dar de ce nu mai se duce patroana? Nu știu motivul. Nu știu ce s-a întâmplat. De ce Pintea? Știi tu motivul? S-a acceptat patroana pe cort. Vroia să demoleze cortul. Vroia să-l mută la oficial, la unde a zis? Da. Nu știu, dar cred că-l luăm noi. O luăm, merge și noi acolo, vedem. Da. Dar să nu audă, aia-i treaba. Nu, vreau să ne facem. Că vrem să facem o surpriză, că n-are cum să ne scoată afară. Și sper ce că pucă dacă vine? Ce ești, când o vede acolo vine să face că îl dărâmă, că îi trebuie să-l ia. Îl ia, lasă vină da. Să-l ia, hai, să vedem ce scandaleasă. Și sper că nu se supără bucătarul și cu Tunița pe noi. Nu cred că am văzut eu ce a filmat cu Tunița și a spus că s-a supărat Leo că nu i-a convenit, ce l-a întrebat, a întrebat-o pe cu Tunița că pe cine vrea și a zis că normal că nașa Anca care e, țiganca, uh-huh. Nu altcineva și da. Că nu i-a convenit. Da. Da, și de atunci nu mai trecea pe el inima să ducă la bucătar să mai filmeze. Doar ce a bucat, ce a filmat în seara aia, da. Când a venit. Și cred că sunt mai bine primită, mă duc eu la cort, văd ce e acolo și mie mi-a părut rău de Leuțu că își dorea bicicletă. Că dacă a primit, știam, a primit. A primit, dar noi făceam tot posibil, puneam și noi când puteam câte puțin și poate îi făceam un cadou, dar n-am știut. Uitați pe cine avem n-am aici. Albinul, dă-te jos. Vino cu Albina. Hai jos la soare. Dă-te pe partea aia. Hai pe partea aia, stai Pintea. Să vă arătăm mașina lui Pintea, prieteni, ia uitați. Ce mașină are, a vopsit bara. Ia uite. M, tot ce trebuie, pachet. Câți cai are Pintea? 280. Mamă. I-am pus stage 1. Stage 1, numărul 1. Și mai numărul. De ce? Albinelu, pupă prieteni aici. Îi pupași pe Căliunare, ce face Leonardo de frumos la mine. Că le pupă, că le iubește, cum face el. Cere el, ce cere de la fata? Like-uri, share-uri. Share-uri, de ele, eu nu știu nimic, că el știe multe. De unde știe copilașul ăla? Ia zi și tu, zi. Hai zi! Hai, te rog. Prieteni, v-am urat la contul lui Albinuța de la Strehaia. Albina de la Strehaia, prieteni. Hai zi Albina. Uitați ce codiță are. Prieteni, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Bravo. Bravo. Hai pupă, prieteni, cum îi pot? Așa, cum faci. Da. Mai avem puțin. Cât mai e? Nu știu, cam trebuie. Mai e 10 minute, am venit prea devreme. Da. Noi am venit de mult, prieteni. N-are nimic. Ca să fim aici, adică să venim mai târziu, mai bine să așteptăm, nu? Da. Că poate nu ajunge, mă gândeam că nu știu ce, că e trafic, dar...
am venit cu mașina lui Pintea, am zis că dacă tot a venit Pintea la noi, hai cu el mai repede, mai ne complicăm cu ale noastre. Și-a luat bicicleta peste noi. Vezi pe pista de bicicletă. Pintea ne-a ajutat de fiecare dată. Lângă noi la greu, la orice problemă. Da. Și ne-a adus la Craiova acum și se va abona la contul lui Pintea de la Strehaia. Așa e, Pintea? Da. Să-l ajuta și pe Pintea. Și ajutați și pe Sică de la Strehaia. Că tot timpul ui să spun și de el și nu știu ce, că... Păi este mulți vloggeri. Sunt mulți să spun și Strehaia. De Ursu, să spun și de Alex. Trebuie să facem o întâlnire cu toți vloggerii. Și de la Strehaia. Și îmi spune și Leonardo să vede contul lui. Leonardo Bomboană, dar eu nu știu ce cont. Nu există. Nu există, dar așa crede el că are un cont Leonardo Bomboană. Da. Păi are cont Leonardo. Dar eu nu l-am văzut. De unde are? Și vă mulțumim, prieteni, pentru că i-ați făcut lui Alex pe plac. A depășit de 1000 de abonați, are 1004 abonați, mi se pare. Mamă, și să-i fac ceva la cont, am uitat. Nu, prieteni, vă mulțumesc din suflet că l-ați ajutat de ziua copilului. Dar mi-ai să-i fac ceva la cont și am uitat. Da, i s-a făcut orele la cont. A făcut 40.000 de ore. Nu, 4.000. 4.000 de ore i s-a făcut. Alea ce avea nevoie, și da. Trebuie să îl faci și le mulțumim tuturor că l-au ajutat și pe Alex. Oricum, prieteni, noi vă mulțumim pentru tot, că sunteți alături de noi, că ne susțineți. Și Alex este foarte fericit că a făcut abonații. Chiar vă mulțumim. Alex e copilul meu care m-a ajutat cu filmările, da. Și a stat cu mine mereu și doarme cu mine. Vă dați seama că țin la el. Eu îl îmbrac, eu îl îngrijesc. E copilul. Ia uite cum făcea. Ia fă. S-a supărat. Vino cu a. Nu, pavă, nu. El e copilul meu că a stat cu mine. Tu ai mai stat cu mama ta. Tu ai mai stat cu mănica. Hai! Ia cum iartă-i! Bobita! Bobita, tu ești fetița mea! Aurită! Nu, Bobita, el a stat cu mine permanent, m-a filmat și la Pitești când am fost plecată peste tot. E și el, Alexuțul tău, frățiorul tău! Hai, gata să ne împăcăm, hai! Da, plică, vede ce invicioasă e! Leonardo, dacă zic ceva de Alina sau de Alex? Și Leonardo s-a supra, eu nu mai sunt copilul tău, așa zice. Doamne, pe care să-mi fac eu o linie mai întâi? Pe care? Sau pe ea, sau pe ăla? Pe care să-mi... Vezi, Aline, cine-i de vină? Ce? Ai văzut cum băgă unghiile în ochi și se trăge de aici? Pe vezi? Și mâinile nespălate? Da. Ai văzut cum se trăge? Așa faci, n-ai voie. A, vezi? Că ea s-a invita, uite ce le-a făcut. Le-a făcut roșii. Doamne. Da, prieteni, haideți că mai revenim după aia. Dacă nu te speli pe mâini, pune mâinile iarăși. Trebuie să intrăm la doctor. Hai, vă pupăm. Pa, pa, prieteni. Probă, probă. Bună, bună, prieteni. Am revenit cu măturat în corte. Vino mai încă, Alex, ușu. Vino mai încă, fii patrona la poartă. Și patrona a umblat după scandal. A început iar să mă vorbească, prieteni, patrona. Hai să-l aleagă. Deci noi facem... Ia uitați, Albina. Nu mai e. A învățat Albina să se dea pe bicicleta mea, fără ruțe ajutătoare. Azi a învățat. În momentul ăsta am găsit-o la un... la... a învățat la un magazin. Albina să se dea cu bicicleta și mai mare. Vă dare și ea de fetiță. Și acesta? Acesta este un test pentru noul telefon. De fapt, un telefon alt mic. Telefon. Dar se mișcă de ecranul ca la Samsung. Să vedem cum ia să filmarea, prieteni. Și am mers cu fetița la doctor. Am venit la doctor cu ea pentru ochișori, să vedem ce are. Ia da niște picături, niște alifii să-i mai punem. Să vedem dacă îi trece. Dumnezeu e mare, să-i treacă. Am mers cu Alin și cu Pintea. O să vedeți pe filmarea lui Albina de la Strehaia. Nu mai zi numere, e voie. Păi... și prieteni, patroana a început iar să bârfească. Iar să spună că nu știu ce. Cu ce mai zice că îngăuresc pereții, că nu mă lasă? Că am îngăurit pereții cu Alin. Alex, știi cum am îngăurit pereții? Puteți să vedeți. Pe... că nu pot să vorbesc pe ce canal? Capul, nu mă simt bine. Nu la poartă! Lasă că n-are nimic. A fost cu mine. Alina! În curte nu-i voie, mama. Am îngăurit pereții, fac ce vreau. Prieteni, nu-i stăpână pe mine să fac la ea, să dea ordine la ea în casă. Atât timp cât e casa pe numele meu, pot să fac ce vreau. A început să bârfească. Cât am mers la Craiova, a început să arată iar prin curte. Uitați că și acum am mătur curtea. Mătur toată ziua, șterg și degeaba nu se vede nimica. Ce să fac eu? Să mor aici în curte? Ce petrențiari la mine?
ce petrețele la mine? Opa, stai să-mi dai piscine. Alina poate caz. N-are niciun fel de petrețe. Dacă vreau să fac treabă, fac. Dacă nu, nu fac nimic, ca și mă pun în parte. N-are nimic cu mine. Albina. Sunt capabilă să mă descurc singură și atât. Stai un pic, nu mă ajută cu nimic, așa absolut nimic. Stai un pic. Prieteni, și numai că am primit multe comentarii de la voi că patrona mă bârfește. Ce putere la turana? A văzut că dacă nu bârfește, nu mai face vizualizări. La ce o ajută bârfele? La vizualizări? Dacă te dai pe ea și mori în mers, de ce? Rămâne așa, de parcă pui frână. Se oprește motorul din mers. De ce? Se oprește la mașină câteodată. Se oprește pentru că dai în spate. Cred. Păi e frână pe butuc, Albina. Că trebuie să dai... Și fetița mea, prietene, a fost cu minte, cu noi. Nu i-a fost așa rău în mașină cum așteptam, că vomită. I-a fost bine, oricum. Alex, ce-am volanul? Trebuie să fac volanul! De ce a rămas așa? Și patroana când are chef să bârfească, bârfește. A început iar cu scandalul. Iar. Umblă după cu telefonul după noi prin curte. Am vrut să fac aici curat în păișor, am spălat pe jos un pic, am șters așa mare. Ea a filmat. Păi ce dracu, nu mai pot să facem nimic în curte pentru că ne filmează. Mai avem și noi perioade când nu mai țipăm la copii, la ălea, că se duc în stradă. Ea ne filmează. Filmează ca să zică că noi țipăm, că noi nu facem treabă. Stai, stai că am găsit ceva pe mine. Orice femeie face treabă la ea în casă și în curte. Am găsit ceva din pom. Pe mine, stai. Sus, te rog. Mică ne-ai canta, noi friză. V-aș și plictisit că am măturat, că v-am arătat ce fac prin curte. Ia să vedem. Ia să vedem, știi cum e. Da. Hai. Am zis să nu vă mai plictisesc așa de multe ori, că vizualizări nu prea sunt, e slab. Nu știu, dar am zis să vă vorbesc, pentru că am primit multe comentarii că patroana a început să vorbească, a început să bârfească iar. Că nu știu ce, în spatele căștii, că nu știu ce are. Mai eu nu mai am are când m-am dat pe... Vedeți cum s-a săturat și bucătarul și cuturința de ea? Vedeți? Bunico? Urcelul nu merge de multe ori la apă. Mai vesel? Da. Și sunt fericită cu fetița mea, prieteni, să-și revină la ochișor, fetița. Da, fetița? Ne uitați câte curcădușe avem. Da. Nu știu dacă se vede prietena așa bine, pentru că nu mai e soare. Ba da, se vede. E vremea mai închisă. Ne uitați cerul, cum e de frumos, priviți. Este frumos. Am găinile la prieteni, face o mizerie în curte, de m-am săturat de ele, nu pot să le prim. Să le tai. Le tăiem? Ne bate patronul. Dar n-are cine de unde mi-a luat ouă dacă le tăiem. Da, chiar. Mai fac și ele ouă. Dar ar fi bine să le tăiem, pentru că știi, ele au ouă în ele și ouăle alea în, din ele, știți, voi le puneți la cuptor și mie îmi place să le mănânc. O cât are, că n-au multe. Ălea, ale micuțe, ale galbene, n-au multe. Da, dar totuși mi-e plac. Deci, bunicu, revenim.